Săptămâna se apropie de final, iar unii nativi ar putea avea parte de surprize financiare nedorite. Află care sunt zodiile care trebuie să scoată bani din buzunar. Berbec. Va fi o zi de excepție pentru cei născuți în zodia Berbec. Vor fi plini de viață, curajoși și mai hotărâți ca oricând să își pună în aplicare planurile. Nu este exclus să iau o hotărâre importantă cu privire la achiziționarea unei locuințe. Taur. Taurii vor avea parte de o surpriză nu tocmai plăcută. Joi vor afla că trebuie să scoată bani din buzunar, cel mai probabil pentru o plată pe care au uitat să o facă la timp. În schimb, vor primi vești bune pe plan sentimental. Gemeni. Nativii gemeni își vor petrece ziua în compania unor persoane importante ce vor avea un rol esențial în viitorul lor. Este posibil ca joi să pună bazele unui nou proiect ce le va aduce beneficii financiare. Rac. Gândurile ce nu le dau pace de ceva vreme nativilor raci vor ieși la lumină. Astrele sunt de partea lor și îi vor ajuta să treacă fără probleme peste acest moment delicat. Leu. Pentru lei va fi o zi a clarității. Vor avea ocazia să rezolve probleme mai vechi și își vor face ordine în gânduri. Fecioară. Urmează o perioadă dificilă pentru fecioare pe plan personal. Relația cu partenerul sau partenera de viață pare să fie în impas. Vor avea satisfacții pe plan financiar. Balanță. Balanțele se vor simți excelent în propria piele. Acești nativi sunt mai sociabili ca oricând. Vor simți nevoia să își petreacă ziua în compania persoanelor dragi. Scorpion. Scorpionii sunt cu gândul la proiecte noi ce le pot rotunji veniturile. Săgetător. Vor fi în centrul atenției fără să facă niciun efort în acest sens. Sunt concentrați pe îndeplinirea dorințelor lor și nu vor lăsa nimic să le stea în cale. Capricorn. Capricornii riscă să fie orbiți de propriile sentimente. Nu trebuie să se lase manipulați de cei din jur, nu toți le vor binele. Vărsător. Vor avea nevoie de susținere și încurajări, așa că vor apela la ajutorul prietenilor și familiei. Pești. Pentru pești, următoarea perioadă este dedicată evoluției pe plan profesional. Simt că au multe de demonstrat celor din jur. Relatează playtech.ro.